Lucian Blaga, a priorismul ideii Eminescu. Francezul, oricare i-ar fi tendințele iscate de epocă, se simte îndrumat spre o spiritualitate de forme mai rotunjite, mai clare, mai stăpânite, mai discrete. Francezul tinde spre lamură transparentă, spre o cultură care e tipică, lege diafană, un cristal, un model universal. El jertfește individualul de dragul măsurii, al retușei și al echilibrului. Germanul cultivă particularul, individualul, cețosul și păduraticul și are un orizont care îl îndeamnă spre exces și demăsurat în toate manifestările sale stilistice. Cultura germană are un caracter mai local, mai particularizat, mai romantic, mai viu, mai puțin conformist și mai puțin academic decât cea franceză. Francezul Cains e absorbit de un tip generic. Germanul crește lăuntric, debordând legea, umplându-și cadrele individualității sale ca atare. La un moment dat, când spiritul roman, antic și catolic, a sedus unele spirite românești la o imitație, pe cale de a denatura cu desăvârșire graiul românesc, reacțiunea decisivă și istorică a venit promptă și tranșantă, ca o lovitură de spadă din partea unei personalități care s-a nimerit să treacă prin școală germană, Titu Maiorescu. Am însemnat cele două momente numai întreacăt ca să ne oprim cu mai mult interes asupra fenomenului de o adâncime și de o amploare unică prin care se ilustrează hotărător teza noastră despre natura catalitică a influenței germane asupra duhului românesc. E vorba despre Eminescu. Conștiința etnică, din ale cărei forme ne mai hrănim și astăzi, a lui Eminescu, a fost formată grație unei ample instrucțiuni germane, dar o anume vrajă de acest soi a descătușat în el și izvoarele inconștiente, cele mai profunde ale cântecului românesc. Istoria și critica noastră literară au făcut, după cum se știe, o adevărată vânătoare după ideile de împrumut ale lui Eminescu. Satisfacția gonacilor de a fi făcut o descoperire reală sau fictivă a cam împiedicat pe istoricii și criticii noștri să se aplece mai de aproape peste configurația nativă a poetului. Figura poetului a fost reconstituită stângat și nedemn, mai mult printr-o tehnică de mozaic. Puțini care s-au declarat împotriva metodei de reconstruire exterioară din hârburi colorate, vorbesc cu îndreptățit entuziasm despre duhul eminescian și despre sufletul românesc care și-a găsit o expresie superioară în arta poetului. Acest fel de a vorbi e însă global. Duhul eminescian, sufletul românesc, sunt cuvinte, simple cuvinte, frumos cadențate și amenințate să devină fabulă, cât timp nu le substituie o viziune mai precisă. Întrebarea e în ce consistă duhul eminescian și sufletul românesc. Partea întâi a întrebării, referitoare la duhul eminescian, depășește considerabil măsura preocupărilor cărora ne-am dedicat în studiul de față. Dat fiind însă că în lucrarea noastră am vorbit tot timpul despre matricea stilistică românească și despre determinantele ei, e cazul să arătăm cum s-a revelat această matrice în Eminescu.
nu credem să ne lăsăm seduși de năluciri, afirmând că revelația a avut în adevăr loc. Ea a fost înlesnită de o inducțiune catalitică de altă natură decât obișnuitele influențe, ale căror urme pot fi arătate cu degetul. Ceea ce e important a fost însă consecvent trecut cu vederea. Schopenhauerismului și budismului li s-a dat în schimb în opera lui Eminescu proporții de elefantiază. Prea puțini și-au dat seama că aceste împrumuturi nu devin constitutive pentru personalitatea lui Eminescu, ci rămân elemente de conștiință suprapuse, prin natura lor poate tocmai contrare substanții sufletești intime a poetului. Eminescu cel adevărat e accesibil numai unei analize mai reverențioase. În fața operii lui Eminescu trebuie să ținem, ca și în fața operii niciunui alt scriitor român, seama de inconștient și de personanțele acestuia. De aici trebuie abordat fenomenul. În inconștientul lui Eminescu întrezărim prezența tuturor determinantelor stilistice pe care le-am descoperit în stratul duhului nostru popular, doar altfel dozate și constelate din pricina factorului personal. Acel orizont al spațiului ondulat, specific duhului nostru popular, apare personant și foarte insistent în opera lui Eminescu. E drept că structura orizontică ondulată nu e simbolizată în opera lui Eminescu, atât prin imaginea plaiului, cât prin imaginea mării și a apei. Ondularea, valurile, legănarea sunt elemente dintre cele mai frecvente în opera eminesciană. S-ar putea afirma chiar că poetul recurge ipnotic iarăși și iarăși la aceste elemente de expresie. Marea nu e pentru Eminescu un prilej de pierdere în infinit sau un simbol al dinamicei furtunoase, cât un simbol al îndurării, al legănării, un simbol a unui anume melancolic sentiment al destinului, ritmat interior ca o alternanță de suișuri și coborâșuri. Culegem la întâmplare câteva exemple care ilustrează această structură orizontică. Stele în cer, deasupra mărilor, ard depărtărilor până ce pierd. După un semn, clătind catargele, tremură largele vase de lemn. Niște cetăți plutind pe marile și mișcătoarele pustietăți. Din luceafărul, acest peisaj orizontic. El tremure ca în alte dăți, în codri și pe dealuri, călăuzind singurătăți de mișcătoare valuri. Sentimentul legănării. Luminiși de lângă baltă care întrestia înaltă, legănându-se prin unde în adâncui se pătrunde, și de lună, și de soare, și de păsări călătoare, și de lună, și de stele, și de zbor de rândunele, și de chipul dragei mele. Avem aici imaginea un întreg cosmos contaminat de legănare. Ce te lege în codrule fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? Structura orizontică a ondulării e imbibată la Eminescu până la saturație de un sentiment al destinului. În afară de această structură orizontică, presimțim în opera lui Eminescu, mai rar manifestată cei drept, și determinanta sofianică. Luceafărul,
are nu numai prin motivele de poveste, ci și în toată atmosfera sa, ceva din reflexele aurii ale transcendenței coborâtoare în lume. Luceafărul, ca personaj, e frate bun cu eonii intermediari între cer și pământ din sistemele gnostice. În prima formă a poeziei, Luceafărul, în prima încercare de poetizare și versificare a basmului ce l-a inspirat pe Eminescu, Luceafărul este numit eon. În finalul poeziei definitive, personajul de lumină rostește sentința static transfigurat și dominator ca o figură de arhanghel teocratic. Trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Năzuința spre pitoresc își găsește o documentație dintre cele mai ample în opera lui Eminescu. Ajunge să amintim de pildă pe Călin, iar dacă ar fi să ilustrăm simțul de nuanță și de discreție a poetului, ar fi indicat poate să cităm aproape în întregime Seara pe deal sau versurile Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopi. Dincolo de acest mănunchi de determinante, personal colorate, dar care țin de o matcă stilistică etnică, există în inconștientul Eminescu, și determinante pur personale, care leagă însă definitiv de matricea etnică. Vom mai scoate în relief un nucleu sufletesc dinamic, central, din care ni se pare că derivă laturi aproape indefinibile ale configurației sale spirituale. Pentru a ne tăia drum până la acest sâmbure, trimitem lăturarnic la unele cercetări pe tărâmul psihologiei abisale. Cercetători prestigioși au arătat, ca să ne oprim numai decât la un exemplu concret, că în adâncul subconștient al americanului de astăzi, de obârșie anglosaxonă, se păstrează ca un cheag definitiv statornicit, un ideal omenesc spre care americanul din toate clasele tinde, fără a-și da seama, și de care el se lasă înrăurit în toate atitudinile de viață secretă sau fățișă cotidiană. Idealul subconștient, de magia căruia se resimte toată viața americanului, este reprezentat prin figura bărbătească a indianului, căpetenia de trib, arhi cunoscut din literatura pentru tineret și cu care s-au luptat strămoșii actualului american. Dacă s-ar face un sondaj abisal în psihologia românului de toate zilele sau omului balcanic în genere, deloc în sens peiorativ, s-ar descoperi, credem, undeva în zonele sale sufletești cele mai obscure, un ideal bărbătesc colectiv și anume acela al haiducului. Multe laturi psihologice ale balcanismului se explică prin persistența în zone sufletești umbratice a acestui ideal colectiv, caracteristic unei întregi regiuni. Dar nu insistăm. Voiam să dăm numai niște exemple. Emitem anume părerea că, întocmai cum americanul se identifică subconștient cu căpetenia indiană, sau omul balcanic cu haiducul, tot așa Eminescu personal pare a se fi identificat și el cu un ideal subconștient, cu totul particular, anume acela al tânărului voievod. Voievodul român, icoană luminoasă,
alcătuită din suprapunerea mai multor imagini din epoca de istorie românească dinaintea lui 1500, este pentru Eminescu efigia secretă care îl absoarbe, care îi compensează insuficiențele, care îl magnetizează. Subconștient, raportarea la un ideal voievodal ia proporții de identificare. Subconștient, Eminescu se vedea un tânăr voievod. Acest fapt apare uneori lămurit, uneori numai personant în poezia lui. În unele poezii, identificarea se declară în termeni neîndoielnici. În poezia Doina e evocat Ștefan cel Mare. Poetul apelează la marele voievod să execute ceea ce el însuși ar face. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului. Luceafărul, simbolul al ideei Eminescu, întrupându-se. Părea un tânăr voievod cu păr de aur moale, un vânăt giulgiu se încheie nod pe umerele goale. Nu e nevoie să aruncăm pe cântarul documentației scrisorile, unde epoca voievodală e invocată insistent și tematic. Că Eminescu a fost atras de epoca voievodală e o remarcă simplistă, care n-a scăpat până acum, desigur, nici celui din urmă elev de liceu. Tematica aceasta e însă numai semnul vizibil a unei atitudini și stări sufletești care emană dintr-un nucleu mai profund a personalității lui Eminescu. Susținem din parte-ne cu hotărâre că identificarea subconștientă cu tânărul voievod face parte integrantă din structura și substructura sufletească a lui Eminescu. Una din poeziile cele mai desăvârșite ale lirismului eminescian este fără îndoială Răvașul, pe care tânăra odraslă voievodală îl scrie dragei sale de la Argeș mai departe. De din vale de rovine grăim, Doamnă, către tine, nu din gură, ci din carte, că ne ești așa departe. Te-am ruga, mării ruga, să-mi trimis prin cineva cei mai mândru în valea ta, codru cu poenele, ochii cu sprâncenele, că și eu trimite voi cei mai mândru pe la noi, oastea mea cu flamurile, codru și cu ramurile, coiful înalt cu penele, ochii cu sprâncenele. Și să știi că sănătos, că mulțumindu-i Hristos, te sărut, Doamnă, frumos. Această minune poetică, câte s-au scris la fel în literatura universală, nu poate fi produsul simplu a unei preocupări tematice, nici rezultatul aplecării unui poet romantic asupra unui subiect ce-i cădea întâmplător în mână. Poezia izbucnește prea firesc și prea organic decât să ne putem declara mulțumiți cu o asemenea interpretare. Lirismul lui Eminescu, de forme îndelung muncite cu o pasiune leonardescă pentru desăvârșirea acelui așa motiv, ia aspecte de un firesc și de o atât de sugestivă, vânjoasă și fragedă în același timp naivitate, tocmai în clipa când el poate în sfârșit să scrie ca un tânăr voievod, acel alter ego subconștient al său. Dincolo de tematica istorică romantică, ce poate fi și accesorie, identificarea cu tânărul voievod e un coeficient structural al poetului,
un coeficient fără de care Eminescu nu ar mai fi Eminescu. Poetului se pare că pădurea îi șoptește. În alumbre întuneric te asemăn unui prinț ce se uită adânc în ape cu ochi negri și cu minți. Și prin vuietul de valuri, prin mișcarea înalte ierbi, eu te fac să auzi în taină mersul cârdului de cerbi. Imaginea voievodului îl obsedează, ea e definitivă, ea devine metaforă, debordând de semnificații. Iată de pildă Codru, îi se pare un asemenea voievod. Împărat slăvit e Codru, neamul mii îi cresc sub poale, toate înflorind din mila Codrului măriei sale. Lună, soare și luceferi, el le poartă în alui herb, împrejururi are dame și curteni din neamul cerb. E aici o viziune voievodală sacrală despre natură. Natura păstrează astfel la Eminescu ceva din aerul voievodal sacral și atunci când voievodul nu mai apare ca termen explicit în evocările sau în descripțiile sale. Eminescu cântă natura în așa fel că ea devine un cadru în care se simte prezența unui voievod, chiar și atunci când voievodul nu e amintit în niciun chip. Ca un alter ego mai profund, tânărul voievod este oarecum subiectul liric subînțeles, implicat al poeziilor. Codru, marea, lumea, lacul, dealul, valea sunt cântate de mulți poeți, de către cei mai mulți, dar așa cum le cântă Eminescu, toate acestea, Codru, marea, luna, lacul, dealul, valea, dobândesc nu știm ce particulară domnească demnitate aproape sacrală, parcă în mijlocul lor ar fi permanent prezent un invizibil tânăr voievod. Oare acea melancolie specific eminesciană nu derivă între altele și din dezacordul între realitatea conștiinței și viziunea sa despre natură, izvolită dintr-un dor subconștient, elevată prin secreta prezență voievodală? E o lume întreagă, simțită și trăită, care se clădește în sufletul lui Eminescu, în preajma personajului cu care el se identifică. Această prezență nevăzută, tainică, necurmată, împrumută o atmosferă unică lumii poetului. Cele mai adesea e vorba, desigur, numai despre o aromă, despre tonalități, despre imponderabile elemente de magie poetică, de abia simțite, vag întrezărite, bănuite. Să cităm poezia Peste vârfuri. Peste vârfuri trece lună, Codru-și bate frunza lin, dintre ramuri de arin, melancolic cornul sună. Mai departe, mai departe, mai încet, tot mai încet, sufletul nemângâiet, îndulcind cu dor de moarte. De ce taci când fermecată inima-mi spre tine întorn? Mai sunavei dulce corn pentru mine vreodată? Proiectați peste figura lui Eminescu aura voievodală și veți înțelege liniștea sacrală a acestei melancolii. În multe din poeziile lui Eminescu, și poate că în cele mai caracteristice, transfigurarea lirică se datorește unei tainice contopiri cu un vis voievodal. Ne permitem în privința aceasta o paralelă între Eminescu și un alt mare poet,
Ne gândim la poetul german Stefan George. De asta dată, o paralelă care nu poate fi deloc în dezavantajul lui Eminescu, deoarece Ștefan George a început să scrie binișor după moartea poetului nostru. Lumea spirituală a Ștefan George este determinată, credem, de așișderea, de o subconștientă identificare cu un tip ideal, a cărui centrală permanență împrăștie o lumină și o colorare cu totul aparte asupra lucrurilor prăsmuite de acest poet și asupra trăirilor sale, avem de-a face de astă dată cu prezența secretă în natură și în lume a unui împărat medieval romano-german. Acelui împărat, simbol a unui spațiu larg, continental, de atribute spirituale mixte italo-germanice, sub oblăduirea căruia se întrupează dorul de miază zi de totdeauna omului de la miază noapte și setea barbarului de a se întrece pe sine însuși, însușindu-și forme solare. Înseilând aceste considerații, nu putem pretinde să fi istovit figura spirituală deosebit de complexă a lui Eminescu. De o asemenea intenție ne-a distanțat obiectul însuși al examenului nostru. Nu ascundem totuși bucuria și satisfacția de a fi putut atrage atențiunea asupra câtorva aspecte ale acestui poet care se integrează concludent în viziunea noastră despre matricea stilistică românească. Un adânc proces organic românesc a izbucnit din tărâmul celălalt grație substanței spirituale a poetului în primul rând, dar nu în mică măsură și datorită unor înrăurici străine care, reduse la ultima expresie, însemnau de fapt un stăruitor apel la el însuși. Au cântat și Bolintineanu și Alexandrii trecutul și prezentul românesc, dar la aceștia totul rămâne pe plan tematic, decorativ, conștient, local patriotic. La aceștia totul e substituire de termeni unui model imitat lucid și cu sârguință. Pastelele lui Alexandrii sunt românești prin temele lor, tratate descriptiv după preceptul hai să fim români. Când Eminescu spune dulce corn, sugerează o lume de subterane melancolii și o natură în care simți, fără să fie amintită, prezența unor taine umbroase care nu pot fi captate tematic. Poezia lui Eminescu e clădită pe mai multe importative. Ea e plină de complexe personanțe ale unei structuri inconștiente. De altfel, în asemenea aspecte trebuie să căutăm pe Eminescu, iar nu în bietele reminiscențe schopenhaueriene budiste sau în motivele brute călătoare care îl arată tributar romantismului timpului. De aceste împrumuturi a putut face atâta caz numai o critică incapabilă de a vedea dincolo de materia unei opere literare. Există o idee Eminescu, iar aceasta s-a zămislit sub zodii românești. Ea poate fi lesne dezghiocată de aparențe derutante și numai puțin lesne, ea poate fi periată de cenușa unor vulcani de aiurea ce i-a căzut pe ume. Eminescu, din moment ce a izbutit să-și realizeze într-o seamă de bucăți poetice substanța proprie, urmează să fie judecată în primul rând după aceste bucăți, nu după acelea unde el însuși nu e el. Există o idee Eminescu, ea s-a împlinit când i-a bătut ceasul,
întâi fiindcă omul care o purta s-a născut așa ca substanță și aptitudini, și al doilea, fiindcă înflorirea a fost prielnic ocrotită de acea atmosferă educativă a culturii în a cărei școală omul și-a făcut ucenicia. Pentru sprijinirea tezii noastre despre existența unei influențe de natură catalitică dincolo de cea modelatoare propriu-zisă, ar fi suficient cazul Eminescu. Dar fiindcă un alt exemplu ne stă tocmai la îndemână, să-l amintim și pe acela. Satul românesc avea să-și găsească, sub înfățișarea sa de sănătate idilică, o expresie adecvată într-un alt poem, căruia de asemenea i-a fost dat să crească sub o înrâurire pe care am convenit să o înțelegem ca școală într-o găsire a sinelui. L-ați ghicit, desigur. E vorba despre George Coșbuc. Ca material poetic, Coșbuc e mai românesc decât Eminescu. Coșbuc realizează însă Românescu prin descrierea vieții folclorice. De asemenea, și temperamentul lui Coșbuc e un eco al temperamentului țărănesc. În Eminescu, matricea stilistică românească, cu apriorismul ei profund inconștient, devine creator pe un plan major. Eminescu este de un românism sublimat, complex, creator. El e mai aproape de ideea românească. Coșbuc e mai aproape de fenomenele românești. Coșbuc ar reprezenta poporul românesc într-un fel de consimțământ plebiscitar. Eminescu îl reprezintă pentru un fel de legitimism de ordin divin. Critica noastră a ținut la fiecare pas să facă o confuzie cu totul regretabilă pe care ne-am străduit să o înlăturăm. Problema importantă a diferenței de natură dintre fenumitele influențe culturale trebuia ridicată. Disocierea influențelor în una catalitică și alta modelatoare se explică în fond prin însăși natura culturilor de la care pornesc inducțiunile. Cultura românească alcătuiește un vast câmp de verificare a acestei disocieri. Fapt e că unei linii Gheorghe Lazăr, Cogălnicianu, Maiorescu, Eminescu, Coșbuc de inducțiune germană, influență catalitică, îi putem opune o linie de inducțiune franceză, Alexandrescu, Bolintineanu, Alexandrii, Macedonski, care se înfiipă și se desăvârșește sub auspiciile unei influențe modelatoare. Natural că alături de cele două genuri de influențe există și forme mixte. Să ni se dea voie să renunțăm la ilustrarea liniilor prin exemple de personalități în viață. Operația aceasta o lăsăm în grija cititorilor. Mai însemnăm doar că privim cazul Caragiale ca fiind între linii. Spiritul său epigramatic e peninsular, venind neapărat de la sud, prin rasă. Se spune despre Caragiale că iubea într-un fel quasi-religios muzica germană. Teatrul său mărturisește în orice caz despre puternice influențe franceze. Despre Caragiale se crede de obicei că n-ar fi descoperit decât o singură realitate autentică, pe aceea a mahalalei balcanice românești, de care se simțea legat printr-un soi de dragoste cu semn negativ. Să nu uităm însă nici Hanului Mânjoală, povestire în care Caragiale realizează personaje de burghezie incipientă, o atmosferă locală aproape baladescă.
ce meșteșug în împletirea elementelor de viață organică și de magie, de pitoresc sud-est european și de aventură suprareal crescută în poveste. Darul cu care Caragiale știe să dozeze toate aceste elemente și să ne comunice o viziune atât de complexă, fără să pară deloc încărcat, ne pun în contact cu substraturi sufletești ale lui, pe care satira lucidă, căreia el i s-a închinat în toate felurile, ne face prea adesea să le trecem cu vedere. Lucian Blaga, Trilogia Culturii, editura Fundația Regală pentru Literatură și Artă, București, 1944.